Astăzi, Petru Greco vine însoțit de echipa lui. Este vorba despre Mihaela Enachi, Marta Vasluian și Ilie Viziru, cu toții specialiști în cadrul centrului. Salut, Petru! Hai să-i așteptăm pe toți, să le salutăm și pe fete. Salut. Dăm așa mâna oficial, că na, salut! Hai să ne așezăm. Petru, tu deja știi cum și pe unde, așa că tu mergi primul și noi mergem după tine. Bună seara și bine ați venit! Bună seara. Bine v-am găsit! Eu am zis, data trecută când a venit Petru la noi, am vorbit despre acea perioadă în care toată lumea putea să trimită CV-uri, să aplice, exact, pentru aceste funcții de specialiști. Și iată, Petru, că în sfârșit am o echipă la centru de tineret cu care muncim, de fapt, deja de ceva timp, pentru că toată echipa a fost așa, practic totodată a venit la centru și acum deja avem o perioadă de adaptare prin care împreună cu tinerii specialiști încercăm să îi includem încet, încet în serviciile pe care le are centru, perioada în care fac cunoștință cu tinerii voluntari de la centru ca cumva să se cunoască, să se adapteze unul cu altul în așa fel încât să lansăm cât mai curând programe interesante pentru tineri. Eu chiar cred că tu ești cel mai bucuros, că nu mai ești singur în fața tuturor greutăților. Hai să vorbim și cu tinerii specialiști. Dacă tot Ilie e lângă tine, Petru, hai să luăm așa. Ilie, spune-ne un pic despre ce te-a motivat pe tine să trimiți CV-ul și să aplici pentru această funcție. În primul și în primul rând, mereu eram între tineri. Începând chiar din școală, din primii ani, când înțelegem ce înseamnă să fii într-un grup de prieteni, într-un grup de colegi, atunci când poți să te expui, să faci un plan, să te gândești la viitor totuși. Și de ce am decis ca ideile pe care le am, aș putea să le împărtășesc cu, punem, colegii mai mici. Totuși vin tineri care doresc să se implice. Dacă vorbim totuși de acum, din serviciul, din cadrul centrului de participare și voluntariat, implicarea tinerilor în procesul decizional și ce sunt de voluntariat, adică antrenarea voluntarilor din Chișinău și din suburbiile acestea. Așa, deci Ilie, tu ești responsabil de serviciul participare și voluntariat. Am înțeles bine. Mai departe, Mihaela, zine-ne cum a fost în cazul tău. În cazul meu a fost excepțional. De fapt, vreau cu tineri împreună să creăm ceva frumos cu tineri și pentru tineri. Eu răspund de serviciu dezvoltare personală și animarea timpului liber. În cadrul acestui serviciu noi propunem să motivăm și susținem tinerii să fie cât mai activi social și să integreze ușor în societate. Și Marta? În cazul meu, cred că aș spune adevărul dacă a fost Petru cel care m-a motivat, deoarece urmărind pagina centrului și văzând câte activități fac tinerii, am vrut cumva să fac parte din această echipă tânără și să ajut și eu tinerii să se integreze în societate. Da, sunt responsabil de serviciul documentar și informare tinerilor. Avem campanii de promovare a serviciilor centrului. La moment este fii tânăr, fii format care ne ducem în instituții de învățământ, după care avem și centru de tineret la tine în cartier, adică mergem în teritoriu cu informații pentru tineri. Voi v-ați ales aceste domenii de activitate de la bun început? Sau Petru a fost cel care a zis, Ilie ar fi bine să se ocupe de voluntari, Mihaela de dezvoltare personală? A fost fiecare funcție, de fapt, vacantă și fiecare din ei deja au depus dosarul în dependență de capacitățile, de abilitățile pe care le au, pentru fiecare vin dintr-un domeniu. Dacă merge vorba de dezvoltare personală a tinerilor, atunci este necesar și să ai studii în psihologie pentru a face ulterior poate consilier psihologic pentru tineri. Dacă merge vorba de participare și voluntariat, atunci este vorba de activități mai mult cu tineri, mai mult, așa cum și Ilie a prezentat un CV în care a avut activități cu studenții în cadrul universității, în cadrul altor organizații de tineret și în cazul domeniului de informare și documentare, la fel merge vorba de consiliere sociale, este vorba de informarea tinerilor,
tinerilor pe mai multe segmente pe care le are centru, inclusiv promovarea și imaginea, pentru că astăzi cunoaștem că foarte mult contează cum ambalăm noi informația pe care o avem noi în cadrul centru și le oferim tinerilor. Și noi credem că Marta se va descurca de minune în acest domeniu. Cu siguranță. N-am nicio îndoială că ai ales pe cei mai buni. De fapt, am fost și eu printre comisia de evaluare, dar am avut o comisie special formată din mai mulți reprezentanți, de ce a fost chiar la cel mai înalt nivel valorizarea și selecția acelor mai buni lucrători, care de fapt urmează să demonstreze pentru următoarea perioadă pentru ce, la ce funcție a aplicat și de fapt să dea rezultat. Aveți, nu știu, anumite, nu că frici poate e prea mult spus, anumite așa temeri, rezerve față de anumite lucruri, nu știu, pentru că sunteți cumva la început, există lucruri care vă îngrijorează? De fapt, nu, suntem deschiși pentru tineri, să formăm o echipă bună, să-i dezvoltăm, să oferim tot suportul nostru pentru tineri. Deci sunteți cu multă încredere, da, forțele proprii. Minunat! Putem să povestim un pic despre activitățile pe care urmează să le desfășurați? Da. Așa. Pot să încep eu, dar în cadrul serviciu de dezvoltare personală și animare a timpului liber, dorim să realizăm următoarele proiecte, cum ar fi un program de scrieri pentru tineri, la fel pe festival de teatru Ostende, programul de la egal la egal, weekend la centru. Așa. Am mai auzit despre câteva dintre acestea, mai ales despre weekend la centru. Mie asta mi se pare cel mai interesant. Ilie. Ei bine, dacă tot vorbim despre serviciul de participare și voluntariat, acesta, spunem, înglobează o totalitate de programe. Cum ar fi program de consolidare a Consiliului Local Tineret, care are ca scop implicarea tinerilor în procesul decizional la nivel local, adică din fiecare unitate administrativ-teritorială, tinerii vor putea să vină cu propuneri, sugestii, ca să îmbunătățească ceva în localitatea lor. Și un alt program aș putea să adaug aici ar fi sondajul municipal, unde de asemenea sunt aduse cele mai mari necesități ale tinerilor, care de asemenea, în baza lor, putem să formăm niște inițiative, niște programe de asemenea care au drept scop dezvoltarea acestora. Uh-huh. Când o să fie acest sondaj? O să fie chiar în luna martie. Așa. Da? La acest sondaj noi am pornit și alte provocări pe care le avem. De fapt, în Cipcișină urmează să realizăm strategia pe sectorul de tineret pentru anul 2020-2025 și acest sondaj ne ajută foarte mult ca să aflăm care sunt necesitățile tinerilor și în baza acestor necesități, de fapt, lansăm și alte programe. Un program pe care urmează să lansăm luna aprilie este program de granturi mici pentru organizații de tineret și grupuri de inițiativă. Inclusiv, tot în urma sondajului, am aflat cât de dornici sunt tinerii de a lansa afaceri și urmează împreună cu Primăria Municipiului Chișinău să lansăm un program de start-up-uri pentru tineri, în așa fel încât să susținem tinerii antreprenori să lanseze o afacere aici, acasă, ca să dezvolte și poate niște proiecte interesante pentru comunitatea în care se află. N-am auzit-o pe Marta. Marta, spune-ne ce urmează în direcția ta, să zic așa. În cadrul serviciului de care sunt responsabilă, vom pune accent mai întâi pe crearea unor strategii de comunicare pentru să promovăm interesele tinerilor. Avem în plan câteva activități pe care la moment, să zicem, le ținem în secret, dar ne urmăriți pe pagina de Facebook a centrului. O să vedeți pe viitor. Deci, idei sunt multe. Dorință este. Chef de lucru este. Este, da. Asta da. E cel mai important. Voi ați apucat să vă cunoașteți, să vă împrieteniți? Vă cunoșteați dinainte sau v-ați cunoscut acum? Faza e că, în primul rând, mi-am pus ca scop prima lună, cum ziceam, de adaptare, să facem atâtea activități mai, să ieșim poate non-formal, da, ca să facem cunoștință și mai bine, pentru că ziceam anterior într-o emisiune că mă întrebaie ce fel de șef am să fiu eu și acum mi-am adus aminte totodată, știi, dacă sunt și noi angajați, pentru că
Este foarte dificil atunci când vin oameni noi într-o echipă, când trebuie să dai task-uri, când trebuie să ceri rezultate de la aceștia și plus asta că suntem și diferiți ca temperament și diferiți poate și ca vârstă unii de alții, da? De aceea eu cred că noi într-o lună de zile, dacă ne mai chemați în emisiune, atunci o să putem să spunem de fapt mai multe unul despre altul, în așa fel încât deja după o lună de zile interacționând în diverse activități o să știm și mai multe unul despre altul. Da, voi, așa, întrebare în afara temei, cumva. Credeți că într-o echipă, într-un colectiv de muncă, la lucru, trebuie să fim și prieteni? Trebuie să fim prieteni cu cei cu care lucrăm sau e bine totuși să păstrăm așa o anumită distanță? Eu cred că e cel mai important, mai ales în lucru cu tinerii, cei care lucrează trebuie să fie mereu o echipă, trebuie să fie prieteni între ei, trebuie să fie colegi, trebuie să fie mereu umăr la umăr și să se ajute reciproc, în așa fel încât în orice situație să ajute. Da, să vă puteți baza unul pe celălalt. Un răspuns foarte diplomat. Fetelor, aveți voi altă opinie? Aceeași ca și colegii mei. Iată. Să ținem unul de altul. Deja sunteți pe aceeași lungime de undă. Minunat. Cum o să vă adresați domnului director? Simplu, Petru, pentru că, de fapt, ziceam că, în primul rând, pentru noi și pentru mine este important colegialitatea asta și respectul unul față de altul, atâta timp cât task-urile sunt îndeplinite la timp, atâta timp cât serviciile noastre sunt prestate calitativ, nu o să apară nicio problemă. Așa. Și chiar dacă o să apară, deja o să găsesc eu o soluție. Se rezolvă. O să găsesc o soluție. Dar puteți să ne spuneți din ce domenii veniți și ce ați studiat? Mihaela a studiat administrație publică. Am înțeles. Licențiată, acum fac master, psihologie, consiliere pentru probleme de familie. Am înțeles. Marta? Psihopedagogie, vin din învățământ, am activat ca psiholog în instituție și... Deci, la moment, da. Avem o echipă frumoasă. Da. Și Ilie? Și eu de asemenea am finalizat administrație public și recent fac masterat în servicii publice. Extraordinar. Da. Bun. Noi vă dorim mult succes. Un mesaj așa pentru tineri, pentru cei care ne privesc. Interviul o să fie publicat și pe Facebook. Acolo cu siguranță să ne vadă și o să ne asculte mai mulți tineri. Ce le spuneți? Ca de obicei, să vină la noi, pentru că îi așteptăm deja nu un singur om, dar îi așteaptă o echipă întreagă. Deci dacă vrea să facă cunoștință cu tinerii noștri specialiști, să facă cunoștință cu serviciile pe care noi le avem, îi așteptăm cu mare drag la Centrul Municipal de Tineret, acolo unde fiecare își găsește locușorul lui. Vreau să aud și de la voi ceva. Îi așteptăm cu mare drag. O să primească tot suportul nostru, să fim mulți, o echipă bună, cu multă încredere și să avem rezultate extraordinare. Așa. Cine se ocupă de pagina de Facebook? Că e o pagină foarte activă. Acum, la moment, avem tineri voluntari care, de fapt, au preluat aceste sarcini, dar odată cu venirea specialiștilor, Marta urmează spre ea toată partea de comunicare. Evident că am zis noi să le dăm, să avem un proces participativ în care și tinerii se implică pe de o parte în administrarea unor activități în cadrul centrului, de aceea o să facem și cu implicarea tinerilor voluntari, dar și cu a specialiștilor, în așa fel încât să reușească și ei să acopere tot volumul pe care îl avem la centru. Mulțumim încă o dată, vă mai așteptăm. Și noi vă mulțumim. Mulțumim. Și vă dorim o activitate fructuoasă. Mulțumim. Mulțumim tare mult.